Leta zice că nu se mai poate. Abuzurile polițiștilor de la secția 21 nu se mai sfârșesc. Nu poate omul să-și scoată boxele în stradă și să facă o cântare ca lumea, că ei sar cu amendă. Și pentru ce? Ia niște dedicații acolo pentru Dudu din militari, care a ieșit din facultate și se însoară în mare viteză să nu intre iar în sesiune neîncălțat. N-a dat cu vastul în parohie, n-a scobit mufa la botaniști, n-a pus antenă la ficați, să zici că e pericol public. Doar a golit parcarea cu binișorul, a pus o masă cu rașpancă și vitamine pentru cașbeci, a dat măgăoaiele jos dintr-un camion și s-a apucat de cântat. Tare, să-ți dezbată timpanele, dar asta n-ar fi un capăt de lume. Că e sâmbătă și oamenii sunt plecați la munte și la mare. Pentru atâta lucru să vii tu, poliție, să-i dai omului 200 de lei amendă? Bicicleta cu deprinderile ei proaste, căpătate cât a stat pe la cine a stat, cât a fost furată, cum a auzit manele în oraș, m-a dus în viteză la sursă. A urmărit pulsul infernal al tobelor, vocea care zicea ceva de nașa, nașa și cu nașul care a speriat orașul. După jumătate de kilometru s-a oprit pe strada Cetatea de Baltă, lângă piața Gorjului. Boxele fac să tremure blocurile. O țin pe Leta din toate puterile să nu o dărâme suflul muzicii. Manele ai vrut? Poftim manele, îi zic supărat. Dar e prea mult și pentru urechea ei de fier, nu mai vrea. De unde până atunci le luase apărarea petrecăreților, Leta, cu mintea ei de bicicletă, pricepe îndată că e ceva în neregulă cu acest concert de manele și începe să strige cât o ține soneria să vină poliția. Pentru că bătrânii care nu s-au dus la munte și la mare ies din casă și se refugiază în alte cartiere, pe la prieteni. Pentru că femeile cu copiii mici fug și ele cu landourile să se adăpostească prin parcuri mai îndepărtate. Dau turci. Pentru că nici surzii nu scapă de bombardament. Guralistul ăla mic și burtos le dă cu decibelii numai la stomac ca doroftei. Pentru că strada e blocată de mașini, de fițe și de gură cască. Nu se mai poate circula. Pentru că pe o rază de jumătate de kilometru nimeni nu se mai poate odihni. Dar polițiștii nu zic nimic. A venit un echipaj de dimineață, a dat o amendă de 200 de lei și a plecat. Leta e pur și simplu revoltat. Mă ia și mă duce pe sus până la secția de poliție 21. Îmi arată pe ciclometru că sunt fix 140 de metri până la secție. Manelele bat până acolo, mai înviorează puțin atmosfera lâncedă de prin birouri. La intrare, un polițist stă tolănit pe o bancă. Muzica? Da. Sunt făcute 50 de clamați, sunt sancționați deja, sunt... Da. Mai mult nu avem ce să facem. Sunt și amendați, asta mai tot jumătate de oră, o oră, 10 de oră de 3, cred că e peste 20 de telefoane. Să încercăm să le explicăm, poate termin. Polițistul se bâlbie. Tot dă neputincios din umeri și zâmbește încurcat ca un bărbat care s-a făcut de râs în pat. Vartalul vibrează. Ia zăpăci pe ăștia aici. Poate alungă și șobolanii și gândacii de bucătărie. Râde amar domnul Stere, Riveran. Îl pufnește râsul când aude că polițiștii au anulat amenda de dimineață de 200 de lei și au dat alta de 1000 de lei. A fost ăla polițistul și voi le-am dat o amendă de 10 milioane. Mai cânt o manea și... La o singură dedicație cresc pe fruntea maneliștilor bani pentru amenzi de un an. Să vină aia cu amenzile fără număr, plătiți pe loc, urlă solistul în microfon și BUM! Începe altă manea. După vreo 4 ore de cântat, manelistul șef a răgușit. Dă ordin să se strângă artileria și să se mute la restaurant. Atunci apare o mașină de poliție. Patrula trece indiferentă pe lângă parcarea ocupată de boxe, ca pe lângă o expoziție de flori. Mai încolo, pe o străduță, două basarabence vând măruncișuri. Polițiștii le amendează. Le zoresc să-și ia marfa și să plece de acolo. În 2 timp și 3 mișcări, trotuarul este eliberat și redat circulație. Nu mai dorm, nu mai dorm ăștia. Nu mai se odihnesc. Uite și poliția. Vine poliția, nu cred. Uite. Da? Da, uite. Să spargă și pe da.